domnul Zdăvădiu ce are cerere, este învoit. Este învoit. Doamna Filician, ce să iei un tip? Am auzit, așa ne-a spus domnul, nu ne-a spus. Da. Dar era vicepreședintele partidului. Zdăvădința fiind stațară, putem să spunem. Și cheltuieli pentru sediul domeniului public și privat, Mănăstirea Cașin SRL.
5. Revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 32/98 din februarie 2017 privind denumirea străzilor din Comuna Mănăstirea Cașa și Județul Bacău. Articolul 2. Reprezenta dispoziției va fi dusă la cunoștință publică prin afișare la vizier, la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului Județul Bacău. Ședința este publică. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă? Se abține? Deci... Punctul 1. Asta a aprobat execuție bugetare pe anul 2017. Ne prezintă domnul primar? Da. O să vă prezint raportul pentru cu privire la execuția bugetară pentru primirea aparatului de specialitate. Și așa cum eram consultat în învățat prin anii de urmă, vă sfințez asupra execuției bugetare. Deci, bugetul Comunei Mănăstirea Cașa la data de 31.12.2017 se prezintă astfel. Bugetul local la venituri, o sumă de 10.303.631, cu cheltuieli de 8.660.900. La pășune, 140.442 venituri, cheltuieli 425. La Căminul Cultural 4.400, cheltuieli 2.542. Și acum luăm la administrație. La administrație, veniturile se compun din impozit pe venit 13.000 de lei, s-au realizat 7.986 de lei. Taxa de firmă 3.000 de lei, s-au realizat 2.654. Impozit pe clădiri 172.000 de lei, s-au realizat 96.045 lei. TMT, 121.000 de lei, s-au realizat 109.425. Impozit pe teren, 128.100, realizându-se 118.379. Concesiuni, 163.000 de lei, s-au realizat 42.095. Alte venituri, 41.040, s-au realizat 60.730. Amenzi de circulație, a fost un plan de 48.000 de lei, s-au realizat 56.898 de lei. Amenzi buget local, 39.000 de lei, planul, s-au realizat 52.871 de lei. Ajutor încălzirea locuinței cu lemne, a fost un plan de 210.000 de lei, s-au realizat 87.040 de lei. Cote și sume defalcate din impozit pe venit, 1.203.190 de lei, s-au realizat 1.259.073. Sume defalcate din TVA, 4.002.500 de lei, s-au realizat 3.954.321 de lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor, 271.300, s-au realizat 322.332 lei. Aici îmi vreau să pun o paranteză și să vă spun că reprezintă 322.000, reprezintă ceea ce am recuperat noi din proiectele pe care le-am avut aici, care sunt pe care AFIR-ul le-a returnat. Da? Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2941.300, un plan, mă rog, aici nu știu dacă a fost un plan, dar și s-au realizat 2.491.051 lei. Deci, astea sunt sumele venite la Minister pentru părăul Dunării. Suma asta, da? Sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și prefinanțări 1.642.731. Suma reprezintă avansul care l-am primit pentru modernizare drumuri locale. Planul venituri 10.737.330, realizat 10.303.000, un procent de 96%. Cheltuielile se compun din la administrație locală, plan 1.125.400, s-au realizat 943.241 lei. Din care, cheltuieli de personal 836.900, s-au realizat 799.744, reprezentând salarizarea personalului din subordinea executivului. Cheltuieli materiale a fost un plan de 278.500, s-au realizat 134.967, compuse din cheltuieli cu iluminată, poștă, telefon, furnituri, pitor,
Tanțe, hârtie de scris, etc., alte materiale și prestări servicii, toner, imprimante, plată, site-uri, internet, abonament, program, impozite și taxe locale, service, Xerox, motorină de plasări, registre intrări, ieșiri, cadouri copii, școală, foc artificii, programul 50 de ani, istorie, etc. Cheltuieli mijloace fixe, plan 10, nu s-a realizat 9.490, de prezentul cheltuieli cu achiziționarea unui calculator plus licențe pentru calculatoare. Transferul din bugetele locale pentru asistență socială, copii instituționalizați, planul 74.000, s-au realizat 74.000 de lei. Protecție civilă și protecție contra incendiilor, un plan de 59.310, s-au realizat 55.660 de lei. Cheltuielile de personal 55.390, s-au realizat 54.290. Cheltuieli materiale, plan 3.920, s-a realizat 1.432. S-a cumpărat benzină pentru UTV, s-a schimbat corpul de pompă și s-a reparat motopompa. La învățământ, planul a fost de 2.453.500 lei și s-au realizat 2.423.213 lei. Cheltuielile de personal cu cadrele didactice din școală au fost ca plan 2.036.000 de lei și s-au realizat 2.036.000 de lei. Cheltuieli materiale, plan 245.400, s-au realizat 23.933. Cheltuieli compuse din cheltuieli cu încălzirea, iluminat, apă, canal, salubritate, furnituri, birou, poștă, telefon, materiale de curățenie, alte cheltuieli, abonamente, servicii informatice, deplasări, etc. Asistența socială a fost un plan de 27.500 de lei, s-a realizat 19.577. Și investiția a fost un plan de 144.600, s-au realizat 131.703 lei, bani în care s-a construit grup sanitar, s-au învățat camere video și alarmă la școala numărul 1. La sănătate, a fost un plan de 30.000 de lei, nu s-a realizat, s-a realizat 0 lei. Cultură, plan 57.030 lei, s-au realizat 53.585 lei. Cheltuieli de personal cu biblioteca, un plan de 55.180, realizat 52.295 lei. Cheltuieli materiale, 1.850 de lei, s-au realizat 1.290 de lei, s-au adiționat niște plăți. Asistență socială. Un plan de 1.063.000 de lei, s-au realizat 806.000 de lei, 0.23. Cheltuieli de personal, asistenți personali, a fost un plan de 524.600, s-au realizat 516.289 lei. Indemnizații persoane cu handicap, a fost un plan de 292.400 lei, s-au realizat 267.415 lei. Cheltuieli cu ajutorul pentru încălzire, a fost un plan de 35.000 de lei, s-au realizat 29.000 de lei, reprezentând un caz de un număr de 81 de cazuri. Ajutor căldură pe total pe comună, un plan de 210.000 de lei, s-au realizat 22.319, reprezentând un număr de 67 de dosare. La dezvoltare publică a fost un plan de 417.000 de lei, s-au realizat 172.339 lei, din care cheltuieli cu iluminatul public a fost un plan de 100.000 de lei, s-au realizat 63.968 lei, 63.968 lei. Întreținerea sistemului de supraveghere video, planul de 5.000 nu s-a realizat. Cheltuieli mijloace fixe, plan 312.000 de lei, s-a realizat 108.371 de lei, din care alimentare cu apă 42.000 de lei, s-au realizat 29.439 lei, expertiză, avize ISC, diver topo și așa mai departe. Extindere rețea de joasă tensiune, plan 70.000 de lei, s-au realizat 56.890. Deci e vorba de rețeaua pe care am făcut-o la biserica de Stebechi. Electrificare, extindere rețea electrică scutară, a fost un plan de 200.000 de lei, s-au realizat 22.038 lei. La salubritate, un plan de 84.760 de lei, s-au realizat 82.921 de lei. Cheltuieli de personal, 35.750, s-au realizat 33.911 de lei.
Cheltuieli cu bunuri și servicii, a fost un plan de 49.010 lei, s-au realizat 49.010 lei, colectare deșeuri. Drumuri și poduri, planul a fost de 5.786.330 de lei și s-au realizat 3.468.313. La reparații curente a fost un plan de 235.190, s-au realizat 128.928 lei. Proiecte cu finanțare din fonduri externe. 1.849.840 de lei s-au realizat 155.419 lei, din care rută pietonală Sat Lupești din 10.000 s-au realizat 4.090. Modernizare drumuri comunale 1.819.840 de lei s-au realizat 133.379 de lei. Modernizare drumul Mori, 20.000 de lei, s-au realizat 17.950 de lei. Deci la contul pietonal mai aveam să depunem niște... În aviz, nu aveți salinte, ci aveam un depus ca să putem să recuperăm suma. Și ne-a costat 4.090 de lei. La modernizare drumuri comunale am avut documentații de studii de fezabilitate și în valoare de 133.000 de lei. Iar la drumul Mori am realizat studii de fezabilitate. Investiții. Plan 3.701.300, s-au realizat 3.183.966. Modernizare drum de interes local cu Râul Dulce, 3.141.300, s-au realizat 2.667.573 de lei. Construirea pot peste părăul Sărățel în punctul Zărnescu, 510.000 de lei, s-a realizat 509.153 de lei. Regularizare părăul Sărățel, 50.000, realizat 7.240. La Pășune, s-a încasat suma de 140.442 de lei, contravaloare masă de noastră, s-a cheltuit suma de 425 de lei, pe cheltuieli materiale, carburant și așa mai departe. Pentru utilajul care l-a venit. Căminul cultural. S-a încasat 4.400 kg de lei și a cheltuit suma de 2.542 prezentând iluminat. Cheltuielile s-au efectuat, respectarea prevederilor din genul local, aprobarea consiliului local, acordându-se o direcție de atenție, cheltuielile necesare pentru desfășurarea unei grădinițe a învățământului, asigurând condiții cu mai bune pentru încălzire, iluminat, cheltuieli material de strictă necesitate. Sumele cheltuite au fost efectuate conform cu prevederile legale. În mare, cam asta este cu sinteza, sintetic, cu ce s-a întâmplat anul trecut, cu cifrele din bugetul local. Ar trebui remarcat că sunt aproape 1.000.000 de euro care au venit din exterior. Și dacă să vedeți dumneavoastră, mă refer aici la sumele venite din AFIR, care le-a recuperat, sumele care au venit prin Programul Național de Dezvoltare Locală și, bineînțeles, sumele care au venit tot prin AFIR, dar ca urmare a proiectelor care le aveam în curs. Da? Și astea tot venituri sunt, da? Tot venituri sunt, da. S-o văd tot ce intră în și sunt incluse aici în 103 miliarde? Da, sunt incluse. Nu v-am dat. V-am dat absolut tot. Deci, e aproape 1.000.000, din cei 103 miliarde, e aproape 1.000.000 de euro care au venit din surse externe. Da? Și asta înseamnă munca executivului, pur și simplu. Aici se vede diferența dintre bugetul inițial și bugetul final la sfârșitul anului. A, le aveți acolo pe toate, domnul, aveți cele trei. Miliardele astea sunt noi sau vechi? Noi, nu. 103, spunem așa, 10.303.000 sunt 103 miliarde. Da, dar da? Deci când spunem... Mi se părea prea bomboasă treaba, miliarde, așa e zic vorbă. Da, 103 miliarde, spunem și miliarde vechi, normal. Da. Deci astea care au venit sunt aici, inclus la AFIR. Avem acolo, deci, prima sume alocată din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor, 329.000 de lei, înseamnă sume recuperate
De la proiectele anterioare, de la Punte Apostol, în mare majoritate, de acolo sunt venit. Mai avem finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2.491, vedeți acolo, nu? Da. Așa. Astea sunt sume venite de la guvern, pe, direct pe PNDL, pe Prăul-Dulce. Și mai avem sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și prefinanțări. 1.642.000. O să vedeți că ăștia îi avem în continuare în buget. E avansul pentru lucrurile, pentru modernizarea drumurilor comunale. Aici aveți 642.000. La ce anume? La pastimele de la UE. Sume primite de la UE sunt 642.000. 1.642.730. Da, este milion aici la sumă. Da. Încălzitoarea pagina 1. Discuție pe margine. Da, eu. Deci, dacă luăm în dezbatere acest proiect cu privire la execuția bugetară, constatăm că la venituri avem 103 miliarde, și vorbesc în banii vechi, că așa suntem obișnuiți. La venituri avem 103 miliarde și la cheltuieli avem 80 de miliarde. La asta se mai dau o depășire de 1.400.000.000, din care s-a cheltuit la 4.35. Ce concluzii trage aici? Că există o mare diferență între venituri și cheltuieli și diferența asta este cam de 20 de miliarde în afară de miliardul ăla care este venit de la Bășuie. Deci avem aproape 25 de miliarde bani care nu s-au cheltuit. Deci veniturile fiind făcute și cheltuielile nerealizate, asta înseamnă că este o proastă administrație a executivului de la Mestrea Cașa. Așa se explică faptul că nu avem canalizare, nu avem apă, nu avem trotuare și facem comparația cu celelalte comuni, de la Cașa, de exemplu, sau de altă parte, unde i-am sugerat domnului primar să meargă să ia niște lei, la sorbă. În concluzie, eu am să rețin acest raport care a fost prezentat astăzi și am să fac în același fel fac și o apreciere vis-a-vis de obiectivele de investiții care se vor face în anul 2018 și la sfârșitul anului să încercăm să vedem ce anume s-a realizat în comuna asta noastră, pentru că s-au cheltuit 80 de miliarde de lei și nu se vede practic nimic. Ce dracu, dar drumul ăla nu se vede, domnule? Domnule, încă o dată spun, 20 de miliarde nu s-au folosit. Părerea domnului Beloie, domnule, lăsați-o să-și exprimă. Adică ce nu se vede chiar nimic? Nimic, domnule, uite, domnule, s-a făcut aici, s-a snau în fața primării. Ochelarii sunt de aici. Nu, dar drumul ăla, eu zic, nu voi te aruncat. La urmă, ormii, urmări, cea mai mare suma execuției bugetare, drumul ăla. Deci o puntea de la Lopești. Da. În legătură cu puntea de la Lopești, domnul Chelaru, a dat aici la Lopești, atât să știm că acea punte a avut valoare de 48.000 de euro și a fost cheltuit, s-au cheltuit 200.000 de euro. Pentru că, da, s-a cheltuit opus. De ce? Pentru că toate deviziile de lucrări nu sunt analizate, nu se semnează ca primarul deviziilor și se dau la bani cu remediu. Bine, da, eu am intervenit, totuși s-a făcut ceva. S-a făcut ceva. Eu n-am zis că nu s-a făcut ceva. Haideți. Dar eu contest faptul că nu s-au cheltuit toți banii care avem la dispoziție. Alți primari fac pe dracu în 10 și devin, cum să spun, datori vis-a-vis de cheltuielile care s-au făcut, dar la noi avem parte banii ăștia sunt aici, după cum se vede, și nu se face nimic. Vreau să știu și eu, când avem trotuar în fața școlii, domnul primar?
Vreau să știu și eu când terminăm apa, domnul primar, de 20 de ani se termină să lucrează la apa. Când avem canalizare. Mă, aveți ceva cu cifre aici pe la urmă. Cu cifre aici pe la urmă. Păi astea sunt cifre, pe baza cifrelor vorbesc. Pe deasupra la Pășunii, deci se câștigă un miliardar de euro. Domnul Adam Plătești, la primărie cu Pășunii, da? Deci au fost venituri de 1.400 milioane și s-au cheltuit adică 4.200.000. Adică sunt bani, domnule, sunt bani cu sacul, dar nu sunt bine gospodăriți. Și păcat de comuna asta, una trebuie să știe că primăria de la Mănăstirea Cașin nu se implică și de aia am zis să mai ia lecții de la comunele vecine. Da. Uitați-vă de exemplu ce este la Buciu, ce este la Cașin. Am fost și umblu mult prin țară și văd într-o comună care se numește Munteni. De lângă Burlad, acolo, este o comună de jos. Dar este un primar care se ocupă, face pe dracu' în 10 și vă mulțumesc pe una, acum nu sunt pe celălalt. Atât am avut de spus. Da, mulțumesc. Altcineva? Haideți ca să... Stați ca să-i dau... Ia spune-ți. Stați ca să vă spun despre ce vorbim. Dar dumneavoastră nu priviți cu atenție sau măcar să întrebați. Eu vă spun așa, diferența dintre 8.660.000 cât s-a cheltuit în anul trecut și deci diferența dintre venituri și cheltuieli este chiar suma care v-am spus că e primită ca avans și care se va cheltui anul ăsta. E vorba de 1.642.730. Dacă o să faceți, o să adunați, o să vedeți... Care se va cheltui anul ăsta? Care se va cheltui anul ăsta? În 2018? Da. Noi aici suntem la sfârșitul 2017. Domnule, anul trecut suma a intrat în bugetul comunei ca avans din partea firului. Iar noi nu puteam să o cheltuim anul trecut. Automat ea s-a reportat ca anul ăsta. De ce nu raportați unii care s-a făcut cheltuială? Dar nu-i făcută cheltuială, domnule. Cum să fie cheltuială? Dar suma nu-i intrat. Dar este execuție bugetară la cheltuială și venituri? Da, domnule, da. Domnul primar, ce se face? Păi și banii sunt... Nu de domnule, în general, e comună. Banii sunt în față. Haideți, explicat, domnule. Haideți, lăsați-mă, că deja intrați în derizor. Mi-e trebuie plăcit. Deci v-am spus. Intru în derizor, cu riscul că intru în derizor. Eu am să bat la mea asta. Nu intrați, sunteți, nu intrați. Deci v-am explicat că diferența este... Dacă vreți să discutăm logic, haideți să discutăm logic. Sau dacă vreți să facem piață, facem piață. Asta vă doriți. Eu am văzut odată, am spus cât se poate de categorii. Deci v-am spus diferența pe cifră, de unde există bani. Sunt bani, da? Deci ei vor fi pentru primele plăți, sunt avansuri pentru primele plăți. Sunt avansuri pentru primele plăți, pentru asfalt. S-a făcut de schimb, azi n-am în fața școlii. Iar la Pășunii, domnul Beroi, nu putem amesteca administrația cu Pășunea. Ele rămân sume în bugetul comunei, că asta este. Și dacă bugetul comunei sunt cheltuie? Dumneavoastră a fost o lună de credit, știți că poți să poți banii de credite. Nu, dacă sunt la Pășunii, nu putem cheltui în altă parte decât la Pășunea. Păi de ce te-ați cheltuie și așa? Au rămas în buget, necheltuiți, da. Păi, dar nu puteam să facem canalizări sau ce spuneați dumneavoastră. Nu, domnule, se putea cheltui ca să nu stă ocupat de acolo. Bine, lăsați-i că nu e nicio problemă. Nu este problemă, domnule. Suma asta este la Asociația de Păduri? Nu, e bugetul comunii, domnule. Pentru că e bugetul comunii și de asta discutăm, nu discutăm. Deci, cum Dumnezeu, avem bani și nu știm să cheltuim. Da, domnul Ciuatar. Asta este... Ați avut un punct unde scrie modernizarea drumurilor locale și ați alocat niște bani, o sumă considerabilă. E vorba de proiectul pe fonduri europene. La asta se referă. La asta de la Râul Dulce? Nu. E alt proiect. Discutam domnul consilier de Râul Dulce. E vorba de cele trei drumuri care urmează să se asfalteze. Da. Asta era întrebarea? Alte era întrebarea. Mai vrea cineva să scrie? Nu știu. Deci, te suprem la urmă, mi-a cine este pentru? Pentru ce? Pentru ce? Și trecem la punctul 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Da, o să vă prezint tot eu proiectul de buget pentru anul 2018.
pentru anul 2018, ce avem în acest să devenim. Aici trecem la Administrația Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Județean Bacău și fondurile proprii, de fapt, trei, și fondurile rumene este reprezentată de fondurile proprii. Și prin adresa 111 a Administrației Agenției Naționale de Administrare Fiscală, mi se repartizează primele sume și spune așa, potrivit prevederilor articolului 6 alineatul 1 la 8 din legea bugetului de stat pe anul 2018, numărul 2/2018, prin derogare de la prevederile articolului 33 alineatul 3 și 4, din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, adresei Ministerului Finanțelor Publice numărul 462.010 din 4 aprilie 2018, sumele defalcate pe taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor, precum și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul din asta pentru anul 2018, sunt cele din anexa numărul 8 la legea bugetului de stat, după cum urmează. Pentru anul 2018, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.648.000 de lei. Sume alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 403.000 lei. Potrivit prevederilor articolului 33, alineat 3.5 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și obligațiile ulterioare, legea bugetului de stat pe anul 2018, numărul 2/2018, adresei Ministerului Finanțelor Publice, numărul 462.010 din 4 aprilie 2018, deciziei șefului AJPP Bacău, numărul 1 din 2018, vă transmitem estimările privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul dumneavoastră pe anii 2019-2021, cum urmează. Pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.568.000 de lei. Pentru anul 2020, 1.275.000 de lei. Pentru anul 2021, 738.000 de lei. Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2019, 452.000 de lei. Pentru anul 2020, 472.000 de lei. Pentru anul 2021, 541.000 de lei. În anul 2018, categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale sunt cele prevăzute în anexa 11 la bugetul, la legea bugetului de stat pe anul 2018. Propunerile de repartizare pe trimestre pentru sumele defalcate pe taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale pot fi transmise de AJPP până la data de 15 februarie 2018. În conformitate cu prevederea articolului 6 din legea bugetului de stat pe anul 2018, numărul 2/2018, veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2018, estimate pentru instituția dumneavoastră, sunt cele prevăzute în anexa numărul 8 și sunt în sumă de 335.000 de lei. Prevederile la indicatorii 040201 și 040204 se vor repartiza în mod egal pe cele 4 trimestre. Bugetele și cheltuielile aprobate de autorități deliberative vor fi transmise la Administrația Județeană a Finanțelor Bacău pe suport hârtie și format electronic pe baza programului informatic transmis de Ministerul Finanțelor. La elaborarea bugetelor prevăzute la articolul 1, alineatul 2, legea 273/2006, privind finanțele publice locale prin modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite vor completa bugetul pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, conform formularilor de buget și a programului informatic transmis de Ministerul Finanțelor Publice. Deci astea sunt primele cifre. Următoarele sunt
Aici, adresa 118, asta a fost adresa 118, urmează adresa 118, în care ne spune că sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor, un total de 1.118.500, din care finanțarea de bază a unităților de învățământ pe Universitatea de Stat pentru cheltuieli prevăzute la articolul 104, liniatul 2, litera B și D, din Legea Educației Naționale, numărul 1 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare, 179.000 de lei. Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 881.000 de lei. Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, 26.000 de lei. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, 11.500 de lei. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 21.000 de lei. Total înseamnă 1.118.500 lei, așa cum vă spuneam la început. În baza prevederilor articolului 5 alineatul 3 din Legea Bugetului de Stat, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor sunt destinate a finanțării de bază a unităților de învățământ pe Universitatea de Stat pentru categorii de cheltuieli prevăzute la articolul 104, alineatul 2, literele P la D, de la P la D, din Legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare, finanțării drepturilor asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor articolului 42 alineatul 4 din Legea 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunilor, orașelor, municipiilor, finanțării cheltuielilor creșelor, finanțării drepturilor stabilite în legea 248 privind stimularea participării la învățământul preșcolar, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrate în învățământul pe masă, finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminilor pentru persoane vârstnice potrivit articolului 18 din legea 17 pe 2000, finanțării cheltuielilor pentru acordarea unui suport alimentar potrivit legii. Deci, astea sunt sumele primite de la administrația finanțelor publice. De la Consiliul Județean avem adresa 3093-16-2018, prin hotărârea Consiliului Județean din 16-2018 au fost repartizate următoare sume, precum și estimările pentru anii 2019-2021. Total sume defalcate din impozite pe venit și TVA pentru cofinanțarea proiectelor și infrastructură, din care, deci 145.000 de lei, din care sume alocate din cote defalcate din impozite pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 145.000 de lei, și noi avem 131.000 de lei sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale. Deci total de la Consiliul Județean am primit 176.000 de lei. Și mai primim o sumă de 78.296 lei printr-o adresă a Consiliului Județean, care spune că la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, vă rugăm să aveți în vedere alocarea capitolului 560207, transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, asume de 78.296 de lei, reprezentând contribuția comunii la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru 2018. De asemenea, se va avea în vedere și contribuția rămasă neachitată prin la 31-12, dacă este cazul. Cunoscând preocuparea noastră pentru rezolvarea problemelor care se confruntă cu persoane cu handicap, vă mulțumim și vă asigurăm întreaga noastră considerație. Deci, acestea sunt sumele venite din sursele exterioare. Acum, per total, la venituri, de la administrația de administrare fiscală
de la Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, aveam o sumă de 3.101.500 de lei. De la Consiliul Județean avem 254.000 de lei. De la fondurile UE, cele care spuneam 1.652.000 de lei. 1.652.000, suma care total este dată pe acum, da. Așa. Un fond de rulment de 830.000 de lei. Iar diferența de 1.300.000 reprezintă veniturile proprii. Iar total. Bugetul inițial total pe anul 2018 este de 7.169.910 lei. Deci 7.169.000 lei. 169.910 lei. Bun. La administrație. 1.551.850.000 de lei. Din care cheltuieli de personal 1.313.430 de lei. Bunuri și servicii 233.420 și transferul pentru copii instituționalizați 91.400. Și investiții, văd aici în trecut, într-un laptop de 5.000 de lei. Atâta costă un laptop, domnule, ce are ideal? Poate costă și nou, poate costă și mai mult, dar cu tot cu licenții, da, depășește. În jur de 3.000 de lei, cu licenții, cu tot, depășește, cred că 5.000. L-am cumpărat un laptop foarte, foarte bun și m-a ajuns la 19.000 lei. Depinde ce program folosiți aici, îmi trebuie AutoCAD. Dar nu aveți licenți pe el. Am autocar, să știți, dacă nu știați. Și eu și domnul Vecinu, că am pe autocar. Da, domnul? Foarte bine. Domnul Consilier Ciobotaru știe, mai bine mai face la noi ceva. S-au mai făcut, când era mai aproape de administrație. Acum s-a mai îndepărtat. Îmi bătrânește. Îmi bătrânește. Toți îmi bătrânim. Da, la situații de urgență, la personal avem 87.340 și cheltuieli materiale 6.250. La învățământ, cheltuieli materiale 245.000 de lei. Din care? Au niște investiții de 73.000 de lei în gard la școala numărul 2, parc de copii la grădiniță, sistem de supraveghere la școala numărul 2, mai multe investiții de făcut ei acolo. La sănătate, ați văzut că am trecut mai cheltuit de cei 50.000 de lei, ne-am lăsat în continuare acolo. Poate reușim să facem amestea ceva. La dispensar, corect, ziceam de voi să facem ceva. Bibliotecă, 87.780, total, cheltuieli de personal, 85.280 și cheltuieli materiale, 2.500. La asistență socială, un plan de 1.053.000 de lei, 750. Salarii asistenți 630.600, indemnizații 251.000 și ajutor încălzire 172.150. La iluminat 150.000 de lei, în care am inclus și achiziția a 100 de lămpi, am zis noi. De care lăm, domnule Prima? Că astea care le-am luat. Sunt niște licurici, nu știu. Lăm de iluminat. De care? Da. Lăm. Cu lierul. Toate astea? Da, nu.
Aveam, am luat noi anul trecut două bucăți. Nici două bucăți mai merg. Nu mai am. Și se părea că asta de aici, din fața de aici. Una de 34 și una de 32. Când am zis, e din 32. Și asta un pic mai puțin, mai un pic mai. Și s-au comportat destul de bine. Și din cauza asta am zis. În fiecare an sunt mai între ei. Mai am ajutat, ei sunt proaste. Nu văd nimic. Nu știu dacă le sunt. Îți becuri. Încercăm să le... Încercăm să punem niște becuri mai mari. Mai... Cum e la să-l pus scoală până acum? Și mai reziți. Ca să scoată lumea mai mult. Lucrări de întreținere, sistem video, 15.000 de lei. Ați văzut că am trecut, n-am cheltuit absolut nimic, dar anul ăsta vrea să legăm Lupeștiul de sistem. Știți că Lupeștiul e separat și am vrea să legăm Lupeștiul de mănăstiri ca să putem să avem. La ce vă folosește sistemul acesta? Le folosește foarte mult. La ce fost? Doamne, ca să... Dați-mi și eu un lucru care l-ați făcut bun și a beneficiat cineva de această lucrare. Pentru că era sub supraveghere de asta video și nu s-a trebuit. Nu sunt zone, nu se poate acoperi cu... Ce anume? Cu 15 camere, nu se poate acoperi toate zonele din comun. Da, continuăm. Lasă cu toate. Da, ziceam și eu. Să care să fură atâta lemn din pădure și nu se pot... Nu sunt eficiente aceste camere. Doamne, dar eu cred că sunt eficiente, dar trebuie și venit cu așa. Aș verifica? Păi, Nu, nu poți să spun la 1-2, că în cazul ăla e chiar nu găsești infractul. O mașină care și-a strat. Nu, dar poliția nu poate să au tot să scrieți, dacă... Nu se pune problema că spune un om în comun și spune la 1-2. Sunt persoane care se spune. Haideți să mergem mai departe. Lasă lucritate. 354.780 de lei. Cheltuielile personal 54.780 de lei. Servicii 300.000 de lei. Reprezintă suma care trebuie să o plătim anual pentru ridicarea deșeurilor prin comună. Drumuri și poduri. O sumă de 2.387.000 de lei. La modernizare drumuri comunale 1.652.000 de lei. La reparații curente 220.000 de lei. La modernizare drumul Morii 15.000 de lei pentru a putea face toate demersurile ca să putem intra anul viitor cu el în lucru. La Părâul Dulce, 450.000 de lei este ultima sumă care trebuie să mai plătim anul ăsta. Deci proiectul se încheie, cred că în aprilie o să terminăm. O să facem recepția lucrării. Dar acolo mai avem de plătit 450.000 de lei. Dar a fost acolo o primat, mă gării cu fața, trebuie putut până în Părâul Dulce, până în sac. O să ducem o cameră acolo. Inclozit până la depozit. Trebuia să punem o cameră acolo, neapărat. Cel puțin una. Așa. Și regularizare părâul Sărățel, 50.000 de lei, ca să putem să terminăm proiectul de regularizare. La Pășune avem venituri de 200, estimate de 206.680. Iar la cheltuieli 60.000 de lei, am pus noi lucrare de cadastru pe care trebuie să o facem obligatoriu, plus niște studii agrotehnice, trebuie să ne-au venit acum
un timp, plus studiu pastoral de avizat. La Cănin, venitul de 31.000 de lei am estimat, cheltuiel de 31.000, iluminat 1.000, materiale și testări 12.000 și obiecte de inventar 18.000. Și cam asta este tot ce am prevăzut pentru anul 2018. Îmi permiteți o întrebare? Vă spun. Domnul primar, mi-ați dat acolo 1.000 de cifre, să mulțumesc. Deci bani rezultă de acolo că sunt. Dar eu vreau să vă întreb de masă, la sfârșitul anului 2018, ce lucrări de investiții aveți în plan să fie și terminat? Ia spuneți la toți consilierii ăștia că asta interesează, toți cetățenii comune. Deci, la sfârșitul anului 2018, cu siguranță avem următoarele lucrări terminate. Preotul ce încheiat, recepționat. Bun. Iluminatul public, iluminatul la scutarul, extinderea și alimentarea cu apă. Deci la sfârșitul anului 2018. Domnilor consilieri, nu cred că se termină. Nu cred că se termină anul ăsta modernizarea de drumă. Din ce cauză? Acum suntem la faza de licitație și la desemnarea câștigătorului. Da? Să zicem că până în luna aprilie mai se va semna contractul. Nu se va termina, nu se va termina 3 km, aproape 4 km în anul ăsta. Să dea Dumnezeu să termină la anul. Nu uitați că toate lucrările astea care le-a terminat acum, astea 3 lucrări, sunt lucrări începute de hăt și ani. Dar v-am întrebat anul ăsta. Greșiți. Da, cum să zic, așa e greșit. Singura care a început hăt este alimentarea cu apă. Și drumul s-a apucat, ne-am apucat el în 2005, în 2003. Deci înainte de domnule, eu v-am zis, v-am întrebat domnule. În 2015 am spus domnule. Domnule, eu v-am întrebat o întrebare. Ce lucrări credeți de investiții începeți în anul 2018, dar și terminați? Care? Acum am spus ce lucrări încheiem în 2018, acum am spus ce începem în 2019. Zice că încheiem lucrări care au început acum 5 ani. Da, da. Vreau și eu un trotuar în fața școlii. Nu, uitați că de exemplu, ne-am propus să facem o parcare în fața primăriei și unde la școală. Unde, domnule, la școală? În fața primăriei, da, și la școală. La școală, da, da. Deci avem o sumă prevăzută la întreținerea drumurilor și nu putem să-i facem decât să întreținem acolo. Nu putem să le includem în toporai până când nu se rezolvă. Am spus că cât poate dura, domnule, transferul ăsta de drum? Cât poate dura? Anul trecut mi-am văzut o gura. De când am venit aici? Până nu se dă hotărâri de guvern, nu se poate face transfer. Ăla de la guvern nu știe ce e aici. Nu ați putea să faci absolut. Eu am făcut mai departe către administratorul comun. V-am spus, o să vă dau și... Deci, principalele lucrări sunt electrificarea la spital, 900.000 de lei. La părăul dulce, 450.000 de lei. Da, să lucrăm de punerea, bani din euro. La... Electrificarea la spital am început anul trecut, în decembrie, da. Și la părăul dulce am început în 2005. Și-a avut 20 de ani, că de aia s-a distrus spitalul, s-a terminat. Și-a avut 20 de ani, trebuia să o faceți. Am fost la mingea că eu, domnule, v-ați bătut joc de aia, domnule. V-ați bătut joc de aia, domnule. Toată lumea a plecat de acolo. Domnul Pelu, ce-ați inițiat? Ce m-am zis? Scutarul nu-i inițiat de mine, domnule? Electrificare? Scutarul. Vorbeam de electrificare, domnule. Vorbeam de electrificare. Păi, domnule, deja am spus că am inițiat acest proiect care trebuia să fie... Las-o așa, las-o. Cum să las așa? V-ați lăsat, domnule, așa 20 de lei. La dispensar, v-am spus, am prevăzut 50.000 de lei.
La rețeaua de gaz, că lucrăm la, deja am început să lucrăm la proiect cu doamna Jdariu. Doamna Jdariu a venit începând din luna ianuarie, vă spuneam la ședința de Consiliu. După ședința, imediat pe ședința, am luat legătura cu doamna Jdariu. Este proiectantul care a lucrat la rețeaua de la Cașa. Cașa nu se pregătește să renunțească... Cine este rolul? Da, facem ceva. Să rezolv. Să renunțească. Să rezolv. Să renunțească. Aici nu e din ala domnul primar, cu cazul. Ah, deci că aia spui primar, care a spus că n-a zis că avem cadrul pădurea pe noi. Da, nu, nu mai e. Lăsați că nu mai e acum cine acum, din tine sau cine nu, din tine. Nu, dar cine este, iese, nu? Da, da. Tot căutăm și o față, da, și o face din tine. Și am luat, legătura cu doamna Jdariu, v-am spus doamna Jdariu fiind cea care a proiectat și rețeaua de la Onești la Cașin. Cașin, vă spuneam, pregătește o extindere de rețea către Curița și automat cuplând să venim cu rețeaua de medie până la podul Curiței, iar de la podul Curiței preluăm noi și venim spre mănăstirea Cașin. Vis-a-vis de proiectul de Onești până la Cașin, făcut de familia Jitaru, deci și de doamna și de domnul, vreau să vă spun că pe vremea aceea când s-a raportat Cașin, am avut un acord deosebit, pentru că am luptat și am mărit diametrul de gaze, în ideea că peste niște ani... V-ați adus aminte de ceva? V-ați adus aminte că ați făcut o influență, nu? Da, pentru că peste ani, mașina restrea acasă, se va la gaze și trebuia să aibă o chestiune de respect, ca să spun asta. Dacă nu este respect, ați putea să așteptați să termin de expus și după aia să vă luăm de asta. Era la subiect. Da, din cauza. Deci, extinderea se va face concomitent cu cea pe Cașa. Și vă spun... Mă interesează Curița. Pe mine mă interesează Cașin pentru că eu fac joncțiunea de la Cașin. Cașin nu este. Și să vine cu linia de medie până la pod la Curița, de la pod la Curița preluăm noi rețeaua de medie și o extindem spre Lupești, mănăstirea Cașin. Va fi amplasată o stație de reglare a presiunii la intrare în mănăstirea Cașin. Mai precis, am fixat-o deocamdată aici, la Cospis, la comunal, lângă stația de la Haloș. Dacă nu, cumva, o să o aducem în curtea sectorului. Mai suntem în discuție. Ca de acolo, o linie să coboare pe drumul Morii și să intre pe Lupești, iar o linie să vină pe dedesubt, pe desubt și să alimenteze mănăstirea Cașin. Avantajul pe care îl avem noi ca și așezat din punct de vedere geografic este că putem forma foarte multe ineri, povestea doamna proiectan, și asta înseamnă că să fie o presiune constantă pentru toată lumea. Dar se lucrează, mi-a promis că săptămâna viitoare ar putea veni cu primele date despre... Aici lucrăm la studiul de fezabilitate. Deci, planul nostru este următor. Anul ăsta se termină cu partea de documentație. Și asta înseamnă un aviz de la București, de la Ministerul Energiei. Înseamnă avize de la E1, de la E1 Gaz de București. Așa. Deci, trebuie mai multe avize. Însă, cum se va face investiția? În mod normal, fiind un conglomerat de viitor consumator, potențial consumator, investiția trebuie să o facă ei. Dar ei ar putea să spună, doamne, vine și dumneavoastră cu 10% sau cu 20% funcție de datele pe care... Ar fi bine să le pus, să facă ei investiția. Toată viața după aceea... S-ar putea să ajungem domnul Roșu la aceeași... Să facem 200%. Nu, ideea este că noi acum discutăm rezultat. Să vedem documentația gata, să vedem avizele cum vor veni și poate domnul la anul să începem. Deci, 2019 de aceea. Da, în cel mai bun caz. Da. În cel mai bun caz. Da. Da. Vă spuneam, la... 2 ani început.
2000. Deci la rețeaua de gaz am pus un 50.000 de lei. La alimentare cu apă un 50.000 de lei deocamdată. Amenajare, parcare, sediu 20.000 de lei. Și regularizare pe rețele, vă spuneam și înainte, 50.000 de lei. Deci astea sunt lucrările pe care ne axăm și cum vrem să le... Marele nostru noroc a fost că am mai făcut și niște... ați văzut că avem o sumă la fond de termen de 130.000 de lei. Am mai făcut și economii în anii anteriori. S-au adunat și acum putem să mai, să mai uzăm bine. Da, discuții, mă rog, fiecare da. S-au mai făcut. Scrie la cuvânt. Să le vedem făcute. Da. Da. Atunci supunem la... Nu, eu aș vrea să întreba, la care 20.000 de lei. Da. Ce v-ați făcut să faceți? Tuburi. Ce anume? Tuburi cumpărate, de acoperit șanțul, piatră betonă. Și... Pe ce strop? Deocamdată nu. Deocamdată. Pe ce? Pe ce? Pe ce? Pe ce lungime? Pe aproximativ 100 de metri liniar. Credeți că ar fi mai bun. Și deocamdată nu. Și peste adică cașteaștea. Și în fața școlii și în fața primăriei. Da. Deocamdată nu. Deocamdată o să punem un pietriș din ăsta mai mărunt. Cu siguranță vom turna și beton, dar deocamdată anul ăsta nu. O scolmatează tu? Păi dacă nu... Nu, dacă este scolmatează, dacă e 800... Pe cum să pune beton? Ce anume? Cum să punem beton? Anul din 20.000 de lei n-avem de unde să punem beton. N-avem păi cum. Păi, domnule, dacă punem numai pietriș aici, aici parte, puneți pe dacă, dacă lăsăm la nivel de pietriș, e râsul lumii. Nu pietriș. Aducem un sort de frumos și punem pe deasupra și iese minunat. Ca la țica. Cum adică? Deci, am luat, am gândit-o așa, în sensul că, dacă o să spunem acum imediat, o să turnăm beton, poate o să colmateze, poate o, nu o să fie bine compasat. Deci inițial. Poate un an de zile o să colmateze, în altă care puteam turna. A turna o placă de beton, nu e mare. E bine, domnule, sunt bani, sunt bani de aici. Ce nu vreau să mă dau în aici? Să mă ocupă de vizită. Așa, dar dacă așa, dar dacă așa, dacă așa, dacă așa, dacă așa, dacă așa, dacă așa, cu un grilaj deasupra ca să poți să intre și să... Sau, apropo, cu conducta asta de gaze, dacă vine cu un diametru și se bifurcă acolo cu curița, ăia fiind mai, mai cum să zic, e mai în scurt, debitul mult o să ducă la ei. Deci, au să vă duci. Imaginați-vă linia de medie tensiune de la curent electric. Este același lucru. Deci nu există ca aici curent mai mult într-o parte și... E aceeași. E o rețea de transport aia. Ai rețea de transport. Nu-i de ei. E altceva. Asta, doamne, asta las că niciunul nu suntem... Nicio problemă. Nu se pune problema că gazul nu e adevărat. Deci dacă s-au terminat discuția, supunem la vot proiectul de buget pentru anul 2014. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci unanimitate. Să vă așa dacă mai trebuie să vedem să faci atâta locul bun. Dacă mai trebuie să vedem asta. Da. Aprobarea listei de investiții pentru anul 2018. Cred că ați și citit. Aceeași care e buce. Să
obiectivelor de investiții pe anul 2018, finanțare parțial integrală sau integrală la bugetul. Așa, la secțiunea de dezvoltare. Tot am capitolul e 1303, 60.000 de lei. 60.000 de lei, da? Cine ați fost pe aici? Arăți. A, aici, listă. Da. Păi, am uitat de asta. Asta nu e nicio. Nu, mai era la buget. Da, nu e la buget. Vedeți că se face în bine. Da. Deci avem în continuare investiții în modernizare la și dezvoltare școala gimnazială. Avem electrificare, extindere rețea spătare, alimentare cu apă, înființare sistemului de distribuție gaz natural în comuna Mănăstirea Cașin, amenajare parcare în zona sediului administrativ, modernizare drumuri comunale, modernizare strada Morii, strada Domnului Morii, modernizare drum de interes local pe râul Dulce, regularizare pe râul Sărățel. Și asta sunt o bine asemenea. Pentru sistemul de gaze ați inițiat o discuție cu proiectantul? Pentru studiu, măcar? Da, asta v-am spus. Da? Da. Asta am spus. Da, deci asta este. S-a pronunțat o cifră pentru valoarea investiției? Nu, deocamdată putea să pronunțe, pentru că nu știa detaliile. E vorba de 24 de km de distribuție. Și vă dați seama că sunt multe necunoscute ca să poată să avanseze o cifră la ora asta. Cert este că spunea doamna că ar fi în jur de 2 milioane de lei per kilometru. Per kilometru? 2 milioane de lei. 2 milioane de lei per kilometru. Magistrală. Magistrală, da. Înseamnă 20 de milioane de lei, da? Da, e magistrală. Cam așa ceva. Și, dar totul iese clar testul de fizabilitate când îl aducem. Măcar a fost cam ce condiciile de făcut în metalică sau de plastic, cum? Nu știu. Depinde foarte mult și de aia pe care îl vor da cei de la București, cei de la Târgu Mureș. Nu face de două soluții. Bă, cred că da. Cred că tot două soluții va face. Mă rog, e lucrurile scop. Noi am prevăzut 50.000 de lei pentru, deocamdată, pentru studiile de fizabilitate și ce o să mai trebuie asta. Da, supuneți la vot și să dea domnul investiții. Deci, aprobarea listei de investiții. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, mai departe, acum, punctul 4, nu? Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 10 domeniul public privat al Comunei Mănăstirea Cașin, SRL. Da, la ce? Să ce domeniul eu așa la aici. Da, avem domnul George aici. Domnul George, ca să fim la tandem cu bugetul tot pe comun. Haideți că se prezintă bugetul și după care... Și așa ați băgat în cifre. 220. Nu. De mii. Da, bugetul. Aici. Bugetul. Și eventual, dar și domnul George vă mai spune el ceva, niște... Ce-a făcut cu aia 50 de miliarde, 50 de miliarde. O sublime. I-am grăbat în drum. Da. Eu am propunere de buget pentru anul 2018, iar eu am insistat să aibă și să aveți toate cheltuielile de domnul George și băgate, da? Da, sunt, da. Și, în general, cheltuielile de personal, da? Da. Și avem așa. Avem un buget total de venituri totale de 130.600 de lei.
Din exploatare avem cheltuieli totale. Cheltuieli de exploatare 150.700. Cheltuieli cu bunuri și servicii 53.380. Cu impozite și taxe și pasamente asimilate 1.470 de lei. Cheltuieli cu personalul 95.850. Deci cheltuielile de personal sunt 95.850 de lei. Așa. Și rezultatul brut la sfârșitul anului, profit, pierdere de 9.076 lei. Așa. Este brut de profit. Profit. Da, un profit de 9.000 lei. I-a trecut. I-a trecut aproape zero, ca să fiu, da. Cum spun la sfârșitul anului, eu am fost pe pierdere. Mai merge și anul ăsta tot cu pierdere. Eu aș vrea ca anul ăsta să mai fie cu pierdere în societatea asta. Dar dacă a fost o urmă anul trecut, anul ăsta nu ar vrea să mai fie. Pentru că nu vreau să vă ia în finanțele în colimatorul, că nu e corect. Da? Bun, ideea asta este ca 130.600 și un cheltuiel personal. Am spus. 95.000, da, 95.850 și diferența de 36.000 funcționare. Da, asta e problema. A zis și eu dacă faci lucrări mai înăzutate lucrări, nu faci către primărie? Doar către primărie, nu fac și lucrări către altcineva. Nu se fac profit. În mod normal, orice societate trebuie să înregistreze, eu plătești un pic acolo, măcar un leu. Ar însemna să vă pun adăugă la lucrări, să vă iau banii în lucrări. Nu, plătești în primul rând. Vorba de... O lucrări deja.
Adică noi am votat în Consiliul Local să ne luăm concursul, cât budon de corectaj, dar cât sunt simt profit. Aici vă vedeam. Dar știți ce se întâmplă dacă nu înregistrează anul ăsta pierdere? La anul înregistrează pierdere, deja vin finanțele. Eu rog și în votările din Consiliul să fac la vot. Da, nu. Da, poate să eu am gândit tot ce înainte. Da, aveți cuvântul, domnule. Da, domnule, societatea asta este o societate care a fost înființată cu cântec și, după părerea mea, nu trebuia înființată pentru că s-a dovedit că până acum este o societate căpușă. De ce este căpușă? Pentru că merge mereu în pierde. Iar lucrările care se fac pe doamne în comună puteau fi făcute cum au fost făcute și până acum. Deci, singura modalitate ca să ieșim de aici este ca această societate să se autogestioneze. Și până la autogestionare este care lucru. Asta înseamnă ca fiecare lucrare să fie făcută cu un anumit degris de lucrări, fiecare degris de lucrări să fie controlat și verificat cu materiale, manovere și așa mai departe. Dar dacă până acum această societate este ținută din buzunarul nostru, este ineficient. Dar asta este motivul. Eu am dat un răspuns mai înainte. Dacă noi fixăm prețul la minim la TAF, cum să obții profit? Păi deci noi suntem, la urma urmei, noi suntem direct acționarii la acest păi da, pentru că Consiliul Local. Noi plătim din buzunarul meu, adică nu meu. Deci ne contrazicem singur. Noi am dat o hotărâre de Consiliu prin care n-am lăsat prețul la TAF să fie la real. La închirierea TAF. La închirierea bulldozerului. L-am lăsat la un preț minim. N-ai cum să faci profit când vinzi ceva la mine. Mai dar de ce mă ricau? Ai mărit internetul că nu-ți convenea, nu trebuia să obții un profit. Dacă nu-ți faci un leu profit, asta înseamnă că logic. Este o societate căpușă. Dacă liberalizăm, și domnul Roșu m-a... Dacă liberalizăm prețul, bănuiesc că va fi... Asta nu înseamnă că dacă nu faci profit, ești societate căpușă. Poți să faci profit și să fii și societate căpușă. Domnul primar, acum vreo un an de zile sau mai mult, făcând dumneavoastră, făcând o repetire la această societate, a zis că, domnule, societatea asta să funcționeze măcar să-și poată salariile. Da, domnule. Așa a zis, da. Că mi-aduc aminte, că nu m-a lăsat memoria. Da. Dar de atunci și până acum văd că a mers numai în pierdere. Și a scos salariile, și a scos cheltuielile funcționare. Și de ce vreau să vă spun? Că nu este rentabil pentru primăria noastră. A fost până. Foarte rentabil. Nu este rentabil. Pentru că dacă mergem pierdere mai ore. Păi da, dar dacă externalizăm lucrurile astea și ce a făcut societatea asta, ce citiți dumneavoastră pe hârtie, e problema dumneavoastră. Și chiar e problema dumneavoastră. Dar eu vă spun așa. Marea majoritate a populației comune s-a servit de utilaje. Și o știe toată lumea. Toate lucrările pe care le-am avut după inundația din 2016, noi în două zile le-am făcut la loc aproape. Domnule, gândiți-vă și, domnule, dacă angajați la cineva, mult mai ușor de lucru. Da, corect, a spus bine, dar cu dublu. Cu dublu cheltuie. A spus bine, sau poate dublu a fost exigent? Nu, cred că dublu a fost exigent. A spus foarte bine. Cum a spus? A spus că... Domnule, în perioada inundațiilor se dublează prețul la utilaje și nu le găsești. Nu le găsești, domnule. Vă spun eu că am fost... Cum nu, domnule? Am fost ca azi. Asetea societăți care dau față. Domnule Pelor, am fost ca azi de 3 ori, să știți. Și vă spun că în 2005 căutam un budoi excavator și l-am găsit după 3 săptămâni de zile. Și îmi cerea de conopea. Toate firmele au dat fără pentru că nu sunt rentabile, domnule. Dar ne-am grijă a firmelor acum. Noi avem o firmă, să avem grijă a ei. Asta e. Dar o plătesc de cu cum adică am grijă? O plătesc de cu doar mea, măi, omule. Bineînțeles, dar de unde vreți? Păi, dar cum adică? Dar noi, toți. Ne facem treaba, plătim, nu? Nu-i corect? Dar cum vrei să faci treaba și tu plătești? Dar n-am spus asta, domnule. Păi asta vrei să faci treaba și tu vrei să plătești. Nu asta am zis. Ba da, asta am zis. Să iau seama de banii pe care plătesc. Una peste alta, societatea este a Consiliului Local, a Comunei. Și în continuare este o societate căpușă dacă nu se autogestionează. Problema bine. Ce a mea, domnule? Cum a mea? Tuturor comunii. Aceeași problemă este și la Onești. Da. Și tot unde sunt societățile pentru primărie. Da. Să... Domnul Gerard, dumneata, ca persoană, ai fi în stare să ții atâtea utilaje dacă nu scoți un profit cu ea? Nu. Tocmai de aia. Păi nu. Păi nu. Deci dacă prețurile se va face profit. Cu acordul dumneavoastră. Păi nu se va face. Sunteți de acord să-l las pe domnul George să vă prezinte așa? Da, sigur. Cum prezintă vă comunic la activitatea societății domenii publici privat în Ferea Cașin, în perioada 1 anuale 31 decembrie 2016.
Bun, exploatare și transport din foc în zona pisculației. Este pe zile 16-12 ianuarie și 21 aprilie. Întreține drumul, zborare, zonele Vițeluș, Podboie, Baciu, Ciorpan, Dubu, Văcărești, Pozdănescu și Munchi. Balastare și întreține drumul. Ulița Tapalată, până el și până la Jutea Iulian, zona Paraschiv, ulița Văcărești, zona Troiță Lucu, Podboie, zona Jianu, zona Ionaș, ulița Mărar Romelu, ulița Oancea, zona Oprea Gaston, zona Cimitirul Nou, ulița Pozdănescu până la Bucotelu, drum Prisată, zona Ticuță Ciolată, zona Bălăceanu, ulița Geană Mititelu, zona Simionescu Linie, zona Argu Linie, drum Păreșteanu, zona Pantă Eroi, zona Lăzărești, Patirei, zona Eliță până la Lăzărești. Toaletare și toaletat cu coarte sub rețeaua de medie tensiune, zona Sătarul Gelu de Macătălin. Decolmatat șanț lungă, zona platou lungă plus bucătar. Decolmatat șanț Prisacă, zona Roșu până la bariera Silvică. Decolmatat șanț și transport bolut, școală numărul 1, grădiniță numărul 1, Năstrea Cașin. Decolmatat coteț, acces, izlaț, fiscografii, zona Costică Poancă. Săpat șanț, zona Ionar Smerescu. Decomata șans zona Curvi Ioan, decomata șans cu Taru până Pisculații, zona Izlați, Corhănit, transport lent, partidul Brădați, transport și montan punte, Ciorpan până la Pisterul Hașe, decomata șans zona Bătrânul Petru, amenajat drum acest Băloaia, montat cutii și alimentat cu material de rapant în zonele Ciorpan, Vițăluț, Văcărești, Pădboieri, Munchii, Duhul, Prisac. Alte activități. Închiriere utilaje pentru persoane fizice din Comuna Mănăstirea Cașin, conform solicitărilor, număr de cereri 146, burda excavator alocat în perioada 1-31-2017, 18 ori, autobascular în tapată de 5 ori și tafu 117 ori. Aveți comentarii la ce-a prezentat-o? Spuneți-vă. Da, și eu vreau. La deci eu domnul Benu, haideți să vă spun primul. Păi aș vrea mai întâi de la domnul George să răspundă la altă întrebare. Dacă, de exemplu, toate aceste utilaje ar fi proprietatea dumneavoastră personală, v-ați descurca cu banii care aveți? V-ați descurca? Nu cu bani prețul ăsta, că nu ai cum. Deci nu. Asta e serios, că nu. Poate cu prețul ăsta, nu cu 90 de lei. Deci nu cu. Alte cuvinte, dacă nu sunteți subvenționat de comună, nu ați dat mâine. Da, comuna o plătește doar pe baza lucrărilor care le execut. Pe oră, 90 de lei la oră, pentru și dumneavoastră ședința de Consiliu, până la urmă. Deci, trebuie să vă întreb, dacă ați fi dumneavoastră proprietar a acestui utilaj, v-ați descurca? Pentru că scoate în evidență faptul că mergeți în pierdere. Da, mergeți mereu în pierdere. Și dacă mergi în pierdere, nu există în lumea asta, mai ales în societatea asta noastră, ca să se lucreze în pierdere. Nimeni nu crede. Deci dacă ar fi, eu dacă aș avea utilajele astea, aș încheia, deci, cum să vă spun, nu fac pe oră, fac pe lucrare. Nu poți să le iei cu 90 de lei la oră, pentru că tu într-o zi poate ai doar 3 ore pe lucru pentru comun. Și de ce nu faci așa pe lucrare? Păi domnule, dar dumneavoastră în altă parte vă spun că mergeți în pierdere. Și dacă sunteți în pierdere, nu sunteți. Dacă vă făceam de zăpezirea comunii, cât costă v-ați interesat la Cașin? Asta pe care ne scurcăm, că acum avem și... Domnule, dar eu vă spun și ce costă de zăpezirea la Cașin. Ce avem taful meu colului? Da, domnule. Da, domnule. Ia dați un telefon să vedeți ce tablă trimite-o acolo, la ora asta. Dar și exploatarea vă zic în plăție, acolo nu mai face deloc. Deci, domnule, eu zic că pentru fie... Cum și v-am spus, am avut 146 de ceri, în care TAF a lucrat 170 ore, în perioada... 146 de cereri? Da. Da. Și pentru astea ați făcut un calcul de lucrări, de vizi de lucrări. Domnule,
primar. Pentru ca să dezepezezi de aici și până la Gheorghe, îmi trebuie atâția bani. Avem de vizit de lucrări. Păi, dar atunci trebuia să spuneți că pentru fiecare lucrare a costat atât și am încasat atât. Domnul George, domnule, nu există... Nu este insuficient. Ca să, deci vreau să încasați 90 de lei și cheltuiți 100. Deci nu este bine. Păi atunci vreți preț. Păi nu prea, dar nu-i prea, domnule. Vreau să vă spună că nu lucrați ca să deveniți o societate... ca să vă autogestionați. Dar trebuie să fiți căpușă. Am înțeles. Aveți cuvântul domnul Ciupădală? Sau ați subscris, domnule Gălăuși? Am menționat acolo, domnule, că au făcut lucrări pe Brăneștea. Da, este 20. Am o rugăminte, dacă tot veniți cu taful sau cu ce veniți acolo, faceți treaba în mod conștiincios. Ați venit cu taful, ați lăsat lama așa în sus, giorașul ăla cu zăpada, și când treci cu mașina ca să te duci la pale, ai pus-o pe... Ai agățat cu zăpada. Părășelul s-a făcut dezepețoria pentru asfalt. Pe anul 2006. Nu, păi nu intră acolo. Deci, la capete, până la pod acolo intră, până la... Până la gura, la plin. La gura, la nu intră basculanta cu lama. Deci, la, nu intră pe pod acolo. Deci, domnule, au fost... Până la gura, la plin, dezepețirea s-a făcut cu autobasculanta, pentru că eu am fost. Păi, dar de-asta nu poate, nu poate, să vreți să poate, să vreți să poate la putat. Da, dar trebuie doi acolo, pentru că puteți să știi unul la telecomandă ca să... Bun, și la insistențele domnului Întuneric, ați venit și ați făcut drumul ăla până aproape la poartă la mine acolo, sau la poartă. Lună, da, lună acolo. Doamne, dă-o, mergi la acolo să vedeți. Ăla nu puteai lăsa, când ai coborât la bani, deci nu ai lăsat la mai jos, la baza. Nu poți să mergi, efectiv nu poți să mergi cu cine a fost, cu cine a fost, cu ce a fost. Cu tare, s-a făcut ca peste tot. E, drag. Vine acolo, uite, acum, cum s-o mai dorit, e țară, ce să mai dorit. Nu mi-a viat atunci, sau a doua zi. Dar nu poți să mergi cu cei care își pune. Debea poți să urci până la Întuneric acolo. Restul, dacă tot veniți, faceți, dar nu poți nici nu vrea. Nu știți să dați în chestiune de asta, sunați, domnule. Domnule, nu-i bine făcut. E posibil să mai privească și o situație din asta. Dar era băiat conștiincios, omul atunci. Da, dar făcea tot, dar făcea treabă, da? Da, asta când au venit 18, o discutam și la anul. Nu pune așa. Când aveți câte chestii? Da, nu te aranjează. Da, la fericit. Da, părerea mea este că eu cred că era mult mai convingător domnul George, dar îmi spunea, deci a deformatat șanțul cu Tărescu din nu știu ce zonă. Spune, pe lungimea de valoarea a fost atâta. Așa. A cărat balast la grădiniță. Cât balast? O mașină? 20, 100. Atâta a costat. Deci atâta a costat. Deci, nu știu, curățat șanțul nu știu unde, pe lungimea de... Eu vorbesc de ceea ce am auzit. Deci ca să mă lămurească și pe mine cât de cât și să nu mai fie atâtea discuții, toate lucrările care s-au făcut, adică dacă erau prezentate, atâta valorează, pe atâta suprafață, pe atâta distanță, atâta cantitate de balast, atâta. Deci vorbesc mare. Dar vreți să continuăm? Eu vorbesc de ce am auzit. Dacă le are, foarte bine. Probabil le are. Nu știu, am auzit. Nu știu. El a făcut o sintetere. Deci le are așa. Și condițiile, da. Condițiile, vorbesc că le are. Dar la grădiniță, am înțeles la grădiniță să are niște balast pentru cei... Hai, că nu sunt acolo. Așa, ca idee. Nu știu, pentru
făcea pe Ravala la Lăgăriță? Când am trecut? Când? Am deformatat șanțul din fața Lăgăriții și m-am luat la plantarea din... Nu nimeni dar asta am zis și eu în a, dar n-aș construi domnul. Dar asta zice domnul. Are oare de funcționare. Are oare de funcționare. Are oare de funcționare. E, cum să nu aibă? Are raport de lucru. Bine, dar a zis că e imposibil să aibă. Eu n-am auzit. Da, cred și eu. Vorbesc care așa ceva. Și în condițiile în care... Ce-a săpată, luat și-a dus. Am luat și pe între stradă. Ce-a deformatat, l-a încărcat în pascul. Bun, am înțeles asta. Eu mă referam inițial la altceva, la curățat și am făcut care. Are un de lucrări pe care ne-a... Eu îndemnesc că nu. Dar ca să ne spună, domnule, dacă a fost eficient, nu. Este tot greșit. Eficiența am văzut tot noi, dacă e eficient sau nu e eficient. Dacă de formă, dar și-a fost asta. Nu l-am văzut, nu trebuie să ia cineva în primire. Da, domnule, pentru asta nu pot să fie o groază de bani. Dacă nu poate să fie o groază de bani, aceste utilaje și n-ați ține un frâu, cheltuielile și lucrurile, de unde? Domnule, eu dacă aș fi administrator la societatea aia și fixez prețul, eu vă spun că vă dau și profit la sfârșitul anului. Dar nu poți să pun cu prețurile astea. Deci trebuie să înțeleg că mă duc cu 90 de lei și eu consum de 110. N-ai cum să faci voi. Adică trebuie să pui în calcul și utilajul ăla să strică. Un furtot costă bani și ăla. Mă asigura că ați văzut chestia 80 milioane. Păi, aici e problema. Nu-i problema este. Noi s-o cotim că dacă nu o să facă. Nu, domnule, problema este că nu, această societate nu este eficientă. Problema este că trebuie să facem treaba cu utilajul ăsta. Și trebuie să mai ținem încă 10 ani de zile. Dacă încetele, domnule, omuna să facă treaba cu ei. Această societate este pentru ajutorul cetățenilor. Nu pentru marea domnului. Nu pentru marea domnului. Nu pentru marea domnului. Ținite să-i pune votați. Vreți să nu mai dai un... 1500 de lei. Deci, în concluzie, domnul George are lucrurile astea. Eu am vorbit pe ce am auzit. Putem să-l mai chemăm o dată? Nu e problemă să-l chem. Eu am întrebat dacă există așa ceva. Dacă are foarte bine, înseamnă că a tras linie de desu și a făcut un calcul, atât au costat lucrările astea, atât au vizitat, atât au vizitat. Dar nu a făcut. Păi n-am spus, eu am întrebat, probabil are. Ați fost în spația asta. Da, domnul ăsta a fost dumneavoastră și am văzut. Referiți, și foarte bine gândit că s-a format societatea asta prin faptul că ne rezolvăm treburile noi, imediat. Nu mai depindem de alții. Mi-aduc aminte când la Belan, la Friscovință sau nu știu ce. Stăteam cu zăpada în fața porții de un metru, nu puteam ieși cu mașina din curte. E foarte bine, își face treaba, lăs pe fază. În al doilea rând, eu zic că e prea cinstit omul ăsta, George ăsta. Eu dacă aș fi un El e corect să uită la ceea să pune exact cât a consumat, nu? În general, când ești prea corect, ești destin din interșură. Păi el ar putea să-și gândească lucrările și să-și gândească corect. E clar, el este prea corect. În al doilea rând, noi ne puteam folosi de ei, ba da, noi la ora actuală noi avem bălți pe drumuri, avem fel de fel de gropi. Când putem noi să le completăm și să facem un planul și ne-a întreținut drumurile ca lumea și pui și orile cât costă, cât este și să taxează. Și utilajul de orice funcționare. Și pe baza orice funcționare care e indicator că acolo poți strâng. Și factura la primărie, tot cu ori de funcționare. Ori de funcționare. Și fi acord de funcționare. Eu înțeleg, dar exemplu că la persoanță e aici să se repare drumurile. Nu trează de funcționare. Da, face un mod de funcționare. Și plătim la ori. La ori, da, la ori. Nu-i plătesc cu ori de garajul, nu-i plătesc cu ori de funcționare. Deci asta se rezolvă cu plațul. Deci,
utilaje, că eventual trebuie ca ei să la o mașină. Să trebuie asigurat că ei trebuie la motorii de asta. Dar nu ca problemă, că am făcut eu mai bun. Pune, pe fără, tot oamenii, pe balanță, pe balanță, pe balanță, la cetățeni și la primărie. Toți îți plătești 90 de lei la oră. Nu fac... Și la primărie tot 90 de lei? Să mărim? Toată lumea este 90 de lei. Să mărim la primărie. Hai să votăm să mărim la primărie. Pentru că facem 100. Ce dumneavoastră. Da. Deci ce ar trebui să supunem la vot? Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru SECE în domeniul public și Mănăstirea Cașa. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă, domnul Belu. Pentru că este o chestie căpușă. Vă rog să notați acum. Știi că... Da. Urmați pe domnul Belu. Și acum trecem la punctul 5. Domnul președinte. Ăsta. Spuneți-vă. În drumul domnului Soare. Sigur. Vreți să mă retrageți? Da. 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 Revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 30. Mai stați numai un minut. Revocarea hotărârii Consiliului numărul 32 din 28 februarie 2018 privind denumirea străzilor din comuna Mănăstirea Cașa. Da, haideți să vă spun eu. Știți că anul trecut am luat ne-a fost atenționat sub prefectură ca să revocăm hotărârea, pentru că nu avem avizul Comisiei de... Cum a fost și la școală? A fost și la școală. A fost acea situație. Acum pregătesc materialul, să-l înaintez un pic mai delicat, primim avizul de la ei și o readucem spre aprobare. Deci, de asta am revocat. Cine a fost prefectură? De asta am revocat. Toți îmi dă vremea. Da. 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 Eu aș avea o singură lucrură. În prilejul acestei revocări, mă gândesc că ar fi bine să refacem o nouă inventariere a tuturor străzilor și dacă cumva sunt obiecte fie din natura denumirii străzilor sau poate fi la scăpat de una dintre străzile astea, să verificăm. Pe ocazia asta, vedem dacă... Noi să facem în felul următor. Facem materialul exact cum îl ducem la prefectură, îl punem pe site spre consultare publică și atunci fiecare poate să vină cu un comentariu cu zavid de o chestie sau altă, da? Da. La diverse noastre ai scris voi? Da, s-a discutat. Da, eu așa o chestiune. L-aș ruga pe domnul primar, dacă poate, înainte de ședință, să studieze dosarul, să vadă dacă are toate hârtiile. Ca în timpul ședinței să nu stăm noi în sfert de oră să găsească o hârtie. Să scoată hârtie, aia este, aia nu-i bună, aia nu-i bună. Adică dacă aveți posibilitatea să studiați un pic dosarul, să vedeți. Aveți toate hârtiile care vă ajung în dosare sau așa, ducem noi. Dacă... Nu a fost de la unul la ședința de hârtie. De fiecare dată, la fiecare ședință, există o situație de genul acesta, că nu găsim și ce. Adică ședința se fie mai bine pregătită. Adică mai bine pregătită cu alte cuvinte, dacă se poate. Dacă nu se merge, așa nu se merge. Nu se poate, nu merge, așa. Altceva? Deci, așa se declară fizică. Absolut. Da. Mai am și eu câteva probleme scurte, așa, dacă se poate. L-aș întreba pe domnul primar, noi aici, ce statut avem, domnul primar, ca și consilier? Asta e retorică, domnul. Păi nu, aveți atribuțiunile de legea 205/2000. Citiți legea și vedeți ce scrie acolo. Da, apare un altă întrebare. Apare... Am mai fost o altă întrebare, s-a făcut. Riscul, domnul primar. Altă întrebare. Indemnitar. Indemnitar, dar ce am? Apare un angajat aici? Nu. Sau domnul consilier? Toți suntem indemnitari, mă fac domnul secretar. Și, da, domnul secretar. Da. Păi, discutasem cu doamna cu contabilul și a zis că s-a trecut de la angajat la angajator. S-a trecut. S-a trecut. Impostit domnul consilier. Nu s-a trecut. S-a trecut contribuții și așa mai departe. Eu sunt indemnitar, de exemplu. Da? Păi și... Ca și din asta. Bun, dar nu sunt angajat. Da. Să opresc
este considerat un venit, în asta vă referiți, nu? Da. Este considerat un venit și vă impozitează conform legii. Asta este. A fost o jumătire aici, adică... Vă lasă dumneavoastră de... Să spun polițist, sunt polițist, de asta nu răsit. Câștigau câte 30-40 milioane și eu lucram cu 7 milioane. Asta e. Ar bătați bine, urmări.